Aniversată în fiecare an pe 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România ne oferă ocazia de a rememora un episod glorios din istoria națională, lupta purtată cu 169 de ani în urmă pe dealul Spirii de Compania de Pompieri din București, condusă de capitanul Pavel Zăgănescu, împotriva numeroasei oștiri otomane venite să înfrângă prin forța armelor mișcarea revoluționară de la 1848. De ziua lor, de Ziua Pompierilor, pompierii sălăjeni au organizat o prezentare a tehnicii de intervenție și diverse activități de informare preventivă. Totodată, la nivelul subunităților de la nivelul județului au fost organizate Ziua Porților Deschise, activitate în cadrul căreia cei interesați au putut asista la prezentarea tehnicii și mijloacelor de intervenție specifice. Atunci, la 13 septembrie 1848, în dealul Spirii din București, ostașii pompieri, aflați sub comanda capitanului Pavel Zăgănescu, s-au acoperit de glorie, într-o crâncenă și inegală încleștare cu o coloană armatei otomane venite să înăbușe Revoluția Pașoptistă și aspirațiile de emancipare socială și națională ale românilor. Pe locurile dramatice confruntări, înnobilate cu sângele celor căzuți atunci la datorie, în semn de omagiu față de jertfa ostașilor pompieri, au fost ridicat și dezvelit la 13 septembrie 1901 Monumentul Eroilor Pompieri, pe al cărui soclu stă scris cu majuscule luptătorilor de la 13 septembrie 1848, poporul român recunoscător. Primul Parlament al României acordă în anul 1860 participanților la Eroicul Act pensii pe viață și prima medalie românească Pro Virtute Militari, apreciind astfel sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul și patriotismul pompierilor militari. Tot ca o recunoaștere a eroismului pompierilor, data de 13 septembrie 1863 a fost aleasă pentru înmânarea noilor drapele de luptă oștirii țării, Batalionul de Pompieri București, înființat încă din 1861, primind primul drapel de luptă chiar din mâna domnitorului Alexandru Ioan Cuza. La 3 decenii după acea confruntare, pompierii artileriști își demonstrau din nou virtuțile ostășești, contribuind la trecerea Dunării de către armata română și desfășurarea, cu succes, a războiului pentru câștigarea independenței de stat a României. Cu același devotament și spirit de sacrificiu, pompierii militari au acționat și pe timpul celor două războaie mondiale pentru apărarea localităților și a populației prin stingerea incendiilor provocate de bombardamente, unele dintre ele devastatoare, cum au fost cele din august 1943 din Valea Prahovei și aprilie-august 1944 la București sau alte zone ale țării. În anul 1953, ziua de 13 septembrie a fost declarată Ziua Pompierilor din România. Noblețea misiunilor umanitare cu care au fost investiți pompierii a fost pusă în evidență și pe timp de pace. Ele au presupus asumarea unui risc permanent și nu de puține ori acesta a fost cel de al sacrificiului suprem, îmbogățind galeria eroilor care s-au jertfit pe altarul datoriei pentru salvarea și ajutorarea semenilor. Tragedia de la Mihăilești din 24 mai 2004 constituie alt moment de jertfă al pompierilor militari, consemnat în paginile istoriei contemporane, în care aceștia și-au pierdut viața la datorie. În acea dimineață fatidică, două explozii violente au zguduit pământul după ce un camion încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat și a luat foc. În urma devastatoarei explozii, 18 persoane și-au pierdut viața, fiind vorba despre 7 pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Neron Lupașcu al județului Buzău, 2 jurnaliști ai postului de televiziune, la monumentul de la Mihăilești, ridicat în cinstea victimelor tragediei, rudele și pompierii celor morți îi comemorează an de an pe cei căzuți la datorie. Dinamica vieții sociale și economice a adus la diversificarea misiunilor și apropierea permanentă de comunitățile locale și cetățenești. Din decembrie 2004, în România funcționează un nou mecanism de gestionare a situațiilor de urgență, în conformitate cu standardele impuse de integrarea în structurile NATO și ale Uniunii Europene. A fost organizat și funcționează Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență. S-au creat cadrul legal și mecanismele menite să asigure în mod unitar și integrat apărarea vieții cetățenilor, a bunurilor și a mediului împotriva efectelor negative ale incendiilor, inundațiilor, accidentelor și altor tipuri de calamități pe timpul producerii unor situații de urgență. Zi de zi la datorie, pompierii au fost în permanență pregătiți pentru a lupta cu incendiile, inundațiile sau cu alte calamități, situații în care, de nenumărate ori, au dat dovadă de curaj și devotament, periclitându-și viața pentru salvarea cetățenilor, bunurile acestora, valorilor materiale și spirituale ale națiunii, onorând prin fapte de necontestat nobila lor misiune de apărători ai vieții, meritându-și pe deplin prețuirea, stima și respectul concetățenilor în slujba cărora se află. La clasicele misiuni ale pompierilor de intervenție, la stingerea incendiilor s-au adăugat în ultimul timp și altele, precum participarea la acordarea primului ajutor medical prin serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare SMURD.
Serviciile profesioniste pentru situații de urgență de astăzi intervin și la salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații sau alte calamități, accidente tehnologice sau de altă natură, acoperind practic întreaga gamă a misiunilor umanitare.